chose qui nous attire, c'est la pécan mangudi. Pécan mangudi, tu as acheté là. Pécan mangudi, quand tu viens, on est sur moi, on s'y donne doucement dans le quartier. Sunt unii care au văzut un mine în asemenea vrăjmaș și în urma comunicării primului război mondial. Dacă treaba se va repeta și cu Petru Comarnescu, înseamnă că voi fi un vrăjmaș la pătrat. Nu, pur și simplu m-a interesat acest fond documentar. N-am făcut cartea nici măcar pentru a-l denunța, pentru a-l incrimina pe Petru Comarnescu. Încerc în prefața pe care am scris-o și unde mi-am propus, sper să fi reușit o reconstituire într-un fel complet a vieții și operii. Am încercat să explic motivul psihologic, situația în care a ajuns să devină un informator și nu un informator oarecare al securității. Este un agent secret de preț pentru securitate, începând din 1953 și până în 1969. Era un om care cunoștea pe toată lumea, mediile intelectuale și scriitori și artiști, care intra în multe case, am vorbit cu câteva persoane care mi-au spus că nici nu s-ar fi gândit că Petru Comarnescu făcea ceea ce constatăm acum, că nu puteți să dați aceste note informative. Deci era un om care se bucura de credibilitate printre cei de o seamă cu el, printre diversi intelectuali români și iată ce sursă importantă a fost el pentru securitate. Nu, m-am interesat, după dacă nu vom să-l monta pe Petru Comarnescu, sigur, are partea lui mare de vinovăție, dar vinovăția supremă aparține comunismului, regimului comunist care și-a bătut joc de oameni și i-a înfins în față cu totul regretabil. Ceea ce rămâne este un fond documentar extrem de bogat, informații nesfârșite despre intelectual, despre întregul mediu intelectual, literar, artistic, românesc din anii 50 și anii 60. Și, într-adevăr, cum ați putut constata și din scurtul pasaj citit de doamna Tania Radu, e plăcerea lui Petru Comarnescu de a scrie, cum să spun, e voluntatea de a scrie, el nu dă niște informații seci. El începe să povestească, am ieșit din casă la ora cu care, am trecut linia de tramvai, de partea cealaltă, nu știu ce se mai întâmpla, am văzut pe niște țină la urmărit, sunt asemenea scene de urmărire uneori cinematografice. Și sigur, și portrete de hotelul, unde se avea zițate, altele sunt adevărate studii psihologice. Deci este toată lumea asta intelectuală, românească, anilor 50-60, la cu comunismul, vedem starea de teamă, vedem toate demulțumirile care se manifestă. E foarte, foarte interesant ca document tot ceea ce a lăsat pe Comarnescu. Deci asta a fost intenția mea, nu aceea de a demola pe Comarnescu, nu aceea de a, eu știu, arăta echipa acuzator de unul sau pe alții dintre intelectualii români din epocă. Așa că, încă o dată, n-am avut sentimentul de a fi avut nu știu ce mare curaj abordând acest subiect. Mi-am făcut treaba de istoric și sper să fie și o parte care să vă facă interesa. Vă mulțumesc foarte mult! Vă așteptăm pentru autografe în partea stângă a standului.